Dinamo este o poveste, cea mai veche poveste, de fapt începutul poveștii mele ca jucător. În 1977, nu știu câtă lume știe, eu m-am dus la Steaua, pentru că stăteam pe Alea Compozitorilor, lângă Drumețu. Și știți de un video că era 200 de metri până la stadion, 300 de metri. Și era antrenor, Dumnezeu să-l ierte, Petre Mihai, generația antrenorului Ilie și al lui Dan Petrescu. Care antrenor de copii cunoscut de copii cunoscut, unii cei mai buni. Și profesorul Fabian de la Tur, dar era șeful centrului de copii și junior pe vremea aceea, la Steaua. Și m-am dus acolo singur, eram într-o pereche de pantaloni scurți, un tricou, tenis și în picioare și m-am pus să mă scriu la selecție, ca și era pe vreme. Și nu o să niciodată pe domnul Petre Mihai, de moș numai de bine, dar s-a uitat așa la mine, m-a scrutat de la firul de păr până la gheata de la picior și mi-a zis: băi băiatule, du-te și apucă-te tu de altceva. De ce? Erai mic, erai firav, erai... slab, eram slab, da. Și m-am dus acasă și plângând m-am dus acasă, de rușine, pentru că erau copii acolo, alergau, mi-a plăcut când i-am văzut în cadrul organizat. Sigur că la vârsta aia e o joacă, nu te gândești mai departe. Și m-am dus acasă și când a venit tata seara de la servici, tata lucra la Ministerul de Externe, care era în actualul guvern. Așa. Pe vremuri, dacă ți-am minte. Și era aproape de Dinamo, că vorba aia, Ștefan, de acolo începutul Ștefan cel Mare, Șoseaua. Și zice tata: bă, dar ce să ai, de ce pleci, iar ai făcut tâmpenii pe la școală? Zic: n-am făcut nicio tâmpenie, uite, m-am dus la Steaua, la fotbal. Păi tu te duci fără mine să te înscrii la fotbal? Zic: bă, tată, dar mi-a zis că n-am ce să caut la fotbal. E, lasă că mâine te iau eu de mână și te duc la Dinamo. Și m-a luat tata a doua și zi așa de ajuns la Dinamo. Și așa m-a ajuns la Dinamo, da. Apropo de tata și... circulă așa o vorbă că tatăl tău era diplomat, din ce am înțeles. Tatăl meu, da, împreună cu mama ta, plecat la diverse posturi afară. 35 de ani. Eu am crescut... Tu ai crescut mai mult singur. Cu bunica. Cu bunica. Cu bunica mea, da, cu mama lui tata. A, deci de-aia n-ai avut, cum să spun, cine n-a avut cine să te controleze. Se m-a controlat, da. Și m-am dus la Dinamo. Și la Dinamo, Neafană Stănculescu, Dumnezeu să-l ierte, era antrenor. Și am jucat, Nea Ovidiu, 3 ani de zile atacant, până la 10 ani. Schimbându-se antrenorul, a venit domnul Gheorghe Timar. Dumnezeu. Vezi, Florine, dacă rămâneai atacant, ne calificam atunci în sferturile cu Brazilia. Da, sau poate marcam. Și când a venit Timar antrenor, ne-a pus pe toți copiii așa într-o linie și ne-a zis, s-a uitat la fiecare. Daniel Sava, care juca, îl știți, fostul fotbalist, mijlocaș, era portar. Eu eram atacant și când a ajuns la mine, tu treci în poartă. Și eu zic: domnul profesor, eu trec în poartă, eu plec acasă, eu nu stau în poartă. Aveai câți ani? 10 ani. 10 ani. Trecuseră la 7 ani și poți să 7. Zic: eu plec acasă. Tu te acasă să nu mai te plimbi pe aici. Când m-am dus acasă, iar ce ai făcut, mă, tata? Tata m-a pus în poartă, eu nu mai mă duc la fotbal. Nu, eu vreau să alerg, să dau goluri. Haide, mă, lasă că mergem și vorbim. Și după o săptămână tata s-a dus, a vorbit cu Timar și m-am dus la antrenamente. Și așa. Și te-ai dus portar. Și m-a dus portar, bineînțeles, în același timp, al doilea portar, știi cine era? Stele. Noi am crescut de la vârsta de 8 ani. Da, da, aia știu că ați crescut Stelic, împreună. Da.